Familiile cu o situație materială precară au primit miercuri 20 aprilie 2022 pachete cu alimente și produse specifice Sfintelor Paști din partea Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Oamenii locuiesc în satele din apropierea așezării monahale și primesc de mai multe ori pe an alimente și hrană. Acțiunea filantropică s-a desfășurat la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, fiind o tradiție în așezarea monahală din Dealul Mare. 32 de ani în urmă, de când am redeschis acest monument istoric, nici nu aveam nicio punivimasă. Zona aceasta este așa menită să sunt foarte mulți săraci, foarte mulți nevoiași, care datoria mea morală, atât de stat de preot, mă face să îmi fac datoria după putere și toate din darurile trimise de bunul milostivul Dumnezeu, prin credincioși, pelerinii care poposesc deseori în această frumoasă mănăstire din Dealul Mare și, în ultimul rând, câțiva dintre fiii mei duhovnicești care mă susțin întru totul la a face fapte bune. Și în afara sărbătorilor și în timpul sărbătorilor, dar este cea mai mare bucurie pentru mine personal. Într-adevăr, simt și simțim cu toții sărbătorile atât timp cât suntem aproape de cei necăjiți și neajutorați. Dar am ales ca în fiecare an pe cei mai necăjiți, să spun, cu copii mulți, văduve, orfani, 100 de familie, an de an. Oamenii au fost îndemnați să păstreze dreapta credință ortodoxă, să participe la sfintele slujbe din această perioadă, din sfintele biserici și să facă la rândul lor milostenie. Mănăstirea Hadâmbu s-a evidențiat de-a lungul timpului prin actele de binefacere pentru cei nevoiași. Numeroase parohii din Moldova și din Basarabia sunt cercetate de părintele stareț Nicodim pentru a primi alimente și sprijin financiar.